să vie neapărat. Domnule președinte, ziua de astăzi, 27 septembrie, are ceva similitudini cu ziua de 19 noiembrie 1946? 19 noiembrie era, nu? Ziua alegerilor. La 19 noiembrie s-au desfășurat în România alegerile postbelice, care sub jurisdicția unui guvern comunist, în prezența trupelor sovietice în țară. Trebuie să remarc că, deși această prezență s-a făcut peste tot simțită, pentru că atât tancurile cât și soldații armatei americane au ieșit... Armatei sovietice. De unde ați american la București? Ar fi fost tare bine. Ei, vedeți că ne-am gândit tot timpul la american. Din nefericire nu i-am putut vedea decât în exemplare numărate și fără eficiență în intervențiile lor. Deși, cum spun, prezența armatei sovietice s-a făcut simțită peste tot în decursul campaniei electorale și în ziua votului, totuși nu s-au făcut intervenții directe de către această armată. Violențele și inadvertențele au fost comise atunci mai mult de miliție și, în afară de îndatinatele, inadvertențe și mistificări comune tuturor alegerilor, nu s-a putut sesiza niște evenimente de natură de a denatura rezultatul votului. Ca și astăzi, probabil, nu? Dar rezultatul votului atunci a fost grosolan denaturat la Comisia Centrală Electorală prin intervenția brutală și abuzivă a Ministerului de Interne, care pur și simplu a inversat rezultatele. La ora aceea nu se punea problema cine va câștiga alegerile. Toată țara era strâns, unită în jurul lui Iuliu Maniu, care nu reprezenta la data aceea un partid sau o ideologie, ci reprezenta simbolul independenței și a rezistenței românești antisovietice și anticomuniste. De aceea, celelalte partide nici nu s-au evidențiat